modificile în care susținem de bun justiția este omniprezentă în media și au existat o serie de declarații legate atât de procurorii generali, de judecători. Dacă considerați că declarațiile oamenilor politici, și mă refer și la cele de anul acesta, pentru că a fost o perioadă extrem de fervescentă, afectează într-un fel actul de justiție și dacă credeți că instanțele și procurorii vor fi, hai să spunem, intimidați de declarațiile oamenilor politici. Și a doua întrebare este una de logică, pe care eu de foarte mult timp încerc să-mi o urmăresc, poate în calitate de președinte al CSM, îmi veți da un răspuns. Apropo de relația cu presa, de ce în condițiile în care numele unui inculpat apare public la intrarea în sala de judecată, atunci când ni se dă o încheiere, o motivare, unei sentințe, apar niște inițiale? Fractura logică pentru mine este evidentă, dar aș vrea dacă poate o răspuns și la acesta. Mulțumesc. Să luăm în ordine. Știți și dumneavoastră că în ultima vreme, datorită, să zic, activităților desfășurate de organele judiciare, au fost atacuri sau anumite presiuni la adresa judecătorilor și procurorilor. Nu, noi, judecătorii și procurorii, nu trebuie să se simtă presionați. Din punctul meu de vedere, ei trebuie să-și facă, să-și desfășoare activitatea cu profesionalism. Iar rostul Consiliului Superior al Magistraturii este acela de a apăra independența acestora, fie personală, fie independența de sistem. Consiliul va reacționa ori de câte ori este nevoie, în așa fel încât să protejeze magistratul împotriva oricăror atacuri care apar, fie la independența, fie la imparțialitatea lor. Iar în situația pe care dumneavoastră o prezentați, Consiliul Superior al Magistraturii a fost punctual, a intervenit cu sesizări la inspecția judiciară, ulterior o să le analizeze pe plen și, de asemenea, a intervenit cu comunicate de presă, în așa fel încât să atragă atenția nu numai politicienilor, ci și mass media, să lase organele judiciare să-și îndeplinească datoria potrivit statutului lor. Referitor la cea de-a doua chestiune, vă referiți probabil la încheierile pe care dumneavoastră le solicitați. Noi avem un ghid de relație cu presa, pe care îl știți, a fost aprobat în 2014, modificat în 2014. Poate să vi se elibereze potrivit ghidului un extras de pe încheierea respectivă, în așa fel încât și dumneavoastră să vă realizați scopul ziaristic, de informare obiectivă a cetățenilor și, în același timp, să protejăm principiile urmăririi penale, dar și a imaginii inculpaților. Atâta timp când numele e public, apare, de exemplu, comunicatul DNA, apare la ușa instanței când se afișează decizie publică, în motivarea apare inițială. Când ai 20 de inculpați, în motivare nu apare inițial, în motivare din actul procesual al judecătorului apare numele și prenumele integral, numai că în extrasul pe care noi din comunicat, așa, ele apare, inculpatul apare cu inițiala respectivă. Care e logica? Logica pe care am avut, raționamentul pe care l-am avut noi în vedere la momentul respectiv a fost aceea. De a proteja demnitatea celor implicați, de a proteja principiile urmăririi penale. Și știți la ce mă refer? Și imaginea celor care sunt acolo, pentru că știți foarte bine, statul român a fost atenționat de câteva ori de către Curtea Europeană de la Strasbourg pe chestiunea de asta. Uite, cu respectul, aveți vreo 2-3 unități de măsură în justiția din România, adică DNA-ul dă nume la ușa instanței, se dă nume pe portal de nume. DNA-ul dă comunicate de presă. Noi comunicăm acte procesuale, e o mare distinție. Dar vreau să fac o completare aici, am înțeles pentru că vorbește domnul Bolța. Și încerc eu un pic, poate vă satisfac cu răspunsul. În primul rând, este vorba de exigențele de 1777, în care există 3 subiecte care vorbește de protecția datelor personale. 1. 2. DNA-ul trebuie să anunțe cu nume și prenume,
împotriva cui a pornit urmărirea penală. Din altfel, mă referiți la încheierile, în care deja se dispune cu privire la măsuri preventive. E o mare diferență în cazul acesta. Într-un sens, vi se sugerează, legea vă sugerează de altfel în magistrații, și ghidul este făcut în legii, că nici dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, nu e normal să folosiți un nume integral pentru aplicații 100% în legătură cu ce a făcut persoana respectivă. Da. Și eu cred că este și o sugestie bună adresată mediei. Domnilor, un pic atenție, comentați, da? Un pic atenție, că vedeți deja judecătorul care își expune la fenomenul următor preventivă în extrază de inițiale, ceilalți de bani ce trebuie pentru ca să știe lumea cine este urmărit penal la calitatea de succes pentru faptul de sigurată lui ei, e corect, iar din coace ca să împăcăm și litera legii și spiritul ei, eu cred că mai degrabă ar putea la o sugestie bună și pentru dumneavoastră. Părților și după aceea... Dar vedeți, aceste inițiale vă face să fiți jurnaliști, fiecare într-o rezervă care își o asumă singur. Unii dau nume integral din de pe portal, alții se gândesc la obligație de rezervă, cum și noi judecătorii ne gândim, și posibil să valoriți ce să facă altfel de jurnaliști. E o chestiune legată de portalul instanțelor, adică vorbim de chestiune legată cu presa, ci... Adică e așa, cu tine te ascunde după deget. Ai numele inculpat, vezi și în minuta de decizie apare inițiale. Mă rog, așa un fel de... Da, altă întrebări acum. Am o întrebare. Valentin Handru, Agenția de Presă Informă. Prin aplicarea noilor coduri de procedură penale civile, se pune cumva, într-un fel, capăt acumulării primitive de capital în România? E un proces istoric și economic și acum... Dacă se pune capăt... Se pune cumva capăt sau se ajunge la o scadență a procesului? Noile coduri, ca să... Că despre ele vorbim, de fapt, n-au făcut decât să... Prin noile etape pe care le are procesul civil sau procesul penal, să scurteze durata procedurilor, iar judecătorul să intre în sală cu dosarul pregătit. Într-adevăr, din statistica noastră, procesele s-au redus ca și durată de soluționare a acestora. Și codul de procedură penală, după cum știți, el a fost structurat tot cu o etapă scrisă în camera preliminară, text care a fost declarat neconstituțional printr-o decizie a Curții Constituționale. Eu cred că finalmente, aceste coduri nu pot să conducă decât la scurtarea duratei procesului. Dar dacă vă referiți la infracțiunile din codul penal, eu zic că și în zona economică e o paletă mult mai mare, mai largă, ca să vedeți și codul criminal. Ceea ce a putea duce la răzut și-o practic pe toată criminală. Da. Da, eu vin la și domnul președinte, am să vă întreb de o întreagă discuție acum, nu cum avem asupra autorizației pe care trebuie să beneficieze magistrat și care lucrează cu problema statistică. Vreau să vă întreb care este practica. Un magistrat care primește un dosar cu informații clasificate, tot s-ar procedere sau toți magistrații, toți procurorii se pot ocupa de orice dosar? În acest moment nu mai este nevoie, după cum cunoașteți, avem un regulament dat în această, în cod de procedură penală, de fapt, s-a instituit ca judecătorii și procurorii să nu mai facă cererile respective, în așa fel încât să le fie acordat acest acces la informații. Deci nu e nevoie de cerere să facă în sens. Dar am văzut că în prezentarea noastră la candidat la acestea mea, spuneați că președintele Băsescu afectează independența justiției de la celălalt. La momentul respectiv? Aș vrea să nu mai comentez ce așa, pentru că persoană, fostul președinte, nu mai am nicio dispută cu dumneavoastră. Știu ce am avut în vedere la momentul ăsta. Daniel Danciu, ziar adevărul. În contextul întrebării colegului de la Presa Alert, în condițiile în care facem cerere pentru studierea unui dosar de data aceasta, dosar care este deja în instanță și este public, se aprobă cu respectarea datelor cu caracter personal. Întrebarea este următoarea. În momentul în care redactăm articolul, numele este considerat dată cu caracter personal? Evident. Iarăși aceeași
E un business care s-a făcut. E un business care nu se leagă, pentru că pe la ușa instanței este public, pe portal este public și oarecum nu se leagă. Mi se pare un dezechilibru. Da, nu are... Da, altă întrebare mai este. Da, eu mai am o întrebare. Legată de instanțele mici, în cazul nostru mă refer la judecătoria Făget. Care mai este situația în momentul de față? S-a pus la un moment dat în discuție desfințarea lor... După cum cunoașteți, în 2011 Consiliul a propus desfințarea 10 instanțe. Ele au fost desfințate, alea nefuncționale, de fapt, care erau trecute numai în anexa la legea 304. În anul 2013 am făcut o analiză asupra posibilității de raționalizare, de refacere a cărții judiciare prin desfințarea unui număr de 30 de instanțe și parchete, printre care și câteva instanțe din... printre care și Făgetul. Nu vă spun faptul că chiar în proiectul meu de candidatură am susținut raționalizarea din noua instanță, pentru că sunt dezechilibre însemnate pe volumul de muncă pe fiecare judecător. În România sunt judecătorii, cum sunt reședințele de județ, care au 1.500-2.000 de dosare pe fiecare judecător, iar cele despre care vorbiți dumneavoastră au un număr foarte mic de dosare pe judecător. E posibil în timp să apară anumite discriminări cu privire la ei, pentru că unii stau și muncesc foarte mult și nu pot să învețe să ducă la un concurs de promovare, iar alții cu un volum foarte mic au timp să se pregătească mai bine. Nu vă spun faptul că am hotărât să fac din nou grupul de lucru respectiv, să găsim soluții în așa fel încât să raționalizăm parte din aceste instanțe. Este o recomandare pe care Comisia Europeană ne-a trasat-o prin ultimul raport de țară, raportul al 8-lea, dar noi căutăm soluții și de rearondare în situația în care nu putem să desfințăm aceste instanțe. Știți foarte bine, desfințarea unor instanțe se face prin lege. Și am avut un eșec în 2014 la solicitarea Ministerului Justiției și la propunerea noastră de a desfința anumite instanțe, dar în situația în care nu putem să le desfințăm, rearondăm de la instanțele cu volum mare către instanțele cu volum mic, în așa fel încât să asigurăm un volum de muncă aproximativ egal pentru fiecare judecător. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Nu știu dacă cunoașteți exact situația. Am înțeles că la un moment dat a fost o discuție legată de un judecător de la Tribunalul Timiș și de domnul prim procuror de la parchetul Tribunalului Timiș, legată de prezența dumnealor în Consiliul Eparhial din cadrul Mitropoliei Banatului. Dacă vă este cunoscută situația și ce puteți să ne spuneți despre cazul acesta? Dar nu cunosc această. Am înțeles că a fost sesizată inspecția judiciară, dar nu sunt convins de lucrul acesta. De asta vreau să vă întreb dacă pot spune eu mai multe amănunte legate de această situație și noi la nivelul Curții de Apel Timișoara, tot din mass media, am aflat de această situație. La nivelul conducerii Curții de Apel Timișoara, ca de altfel și în alte dăți, domnul Boța știe că nu ne place să ascundem absolut nimic și informațiile venite din mass media sunt valorificate. Am efectuat o verificare cu privire la aspectele sesizate în cele două articole și rezultatele verificărilor au fost valorificate de conducerea Tribunalului Timiș și transmise Consiliului Superior al Magistraturii. Eu am să vă răspund acum. Probabil sesizarea respectivă este la Direcția de Inspecție Judiciară. Dacă într-adevăr, după ce fac verificările respective, există vreo situație de incompatibilitate, cu siguranță Direcția de Inspecție Judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii ne va sesiza pe noi în vederea constatării sau nu situării de incompatibilitate, sau chiar și existența unei abateri disciplinare ca atât. În cazul unei situații de incompatibilitate, se trebuie să renunțe la una dintre funcții sau se pot să iau măsuri și mai dure? Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, noi o judecăm ca atare în procedură disciplinară și putem să dispunem
una dintre sancțiunile prevăzute de la articolul 99 din legea 303. Lăsându-se până și cu excludere din magistratul dumneavoastră. Nu am văzut câte, din data trecută media a vorbit că un ofițer să îi active consilierea Ministerului Justiției. Ce măsură ați luat sau ce poziție a adoptat? Ce să nu am văzut? Mai vreți să repetați o dată întrebarea? Dar din data trecută media a vorbit că un ofițer activ de SRI este consilier la Ministerul Justiției. CSM-ul nu are nicio atribuție în acest sens, atâta vreme cât nu vizează un judecător sau un procuror în acest sens. Este opțiunea strictă a Ministrului Justiției cu cine lucrează. Și în legea răspunderii ministeriale, dacă ceva nu e în regulă? Dacă ceva nu e în regulă, există legea răspunderii ministeriale. Alte întrebări? Așteptăm un pic mai bun. Nu vă spun faptul că o să încercăm să reluăm discuțiile pe ghid și pe ghidul privind redacția cu persa. Dacă îmi dați voie. Până așa fel încât să realizăm o bună informare a publicului. Și evident să avem relații deschise cu dumneavoastră. Noi ne-am propus să avem întâlniri directe cu dumneavoastră, să avem mai multe workshop-uri, tocmai pentru a discuta aceste aspecte cuprinse în ghidul ce guvernează relațiile cu mass media, întâlniri la care vor participa toți purtătorii de cuvânt de la toate instanțele din raza Curții de Apel Timișoara. Și vă promit că cu acea ocazie o să trimit și pe cineva la Consiliul Superior al Magistraturii, evident cei care au lucrat la actele normative secundare la care facem trimitere și purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, care și el este judecător la rândul. Păcatul nu e din presă. Dacă era din presă, gândea ca și colegul meu la presă, arăt și... O să trimit și pe o doamnă care a fost ziarist la cel mai înalt nivel și la Consiliu să lucrați împreună. Înțelege mult mai bine nevoile presă. Da, o să o trimit și pe doamna care lucrează la biroul nostru de presă. Chiar poate ne punem de acord asupra unor idei. Dar eu cunosc că ghidul elaborat din Consiliul Superior a fost elaborat în parteneriat cu dumneavoastră, care se înseamnă că mai degrabă ați face o lobby pe linie de verticală până la București, unde probabil cuvântul colegilor din presa bucureșteană e mai puternic. Așa cum spunea doamna președinte Barac, să știți că au fost nenumărate întâlniri cu ziariștii de la nivel central. Nenumărate. Și am consultat permanent. Să știți că nu primesc pe surse nimic, cel puțin de când sunt eu acolo, nu primesc pe... Avem o relație corectă și sinceră cu presa. Și instituțională, evident. Dar sunt și ziariști acolo care au lucrat la nivel central în cadrul biroului nostru de presă. Vă mulțumim foarte mult! Și pentru că poate v-ați întrebat care este rostul acestei plachete prezentate dumneavoastră astăzi, cu ocazia discutării bilanțului, a fost un moment mai special de predare a ștafetei și colectivul de judecători al Curții de Apel Timișoara, ca semn de prețuire și mulțumire, a înțeles de acord de această distinție doamnei Lidia Barac. Și eu, în numele, ca și reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, transmit în numele meu personal și al Consiliului felicitările noastre, doamnă președinte, pentru modul cum v-ați desfășurat activitatea la un nivel înalt, profesional, la această proprietate. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări să vă mulțumesc pentru colaborare, domnule președinte, și atunci tuturor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Am încercat să stimulăm acțiunile Consiliului și în egală măsură să valorificăm intențiile dumneavoastră în activitatea noastră pentru că avem o formă
în egală măsură doresc succes noi echipă de conducere a cursului de acel ușor, am în particular, doamne președinte, am convingerea noastră, dar sunt lider al cursului de acel ușor și că în anul care vine, acest lucru de altă disciplină care este semnalată, în dedicată de profesionistă. Nu în ultimul rând, mă despart cu tristețe de dumneavoastră, nu mi-a plăcut și mi-a plăcut că mi-a plăcut să lucrez cu dumneavoastră, pentru că am plăcut de nenumărată ori că dacă nu, aș fi ales profesia de director, aș fi ales profesia de jurnalist. Această opțiune a mea a fost supremărată în mine și vă mulțumesc foarte mult pentru felul care ați procesat activitatea cursului a colegilor și vă doresc un viitor multă sănătate, putere de muncă, reacția rapidă la tot ce se întâmplă și îngăduința, pentru că doar cu sprijinul dumneavoastră putem ridica performanța, putem să ne îmbunătățim în indicatori, putem recepta pe contextul de comunitate și tot dumneavoastră este principal vector ai activității instanțe, în general, în sistemul judiciar, pentru a contribui la o percepție mai bună în comunitatea pe care o reservim, se privește rostul și rolul justiției pentru ca progresele din comunitate să fie simțite și cultura civică și juridică să fie veritabilă. Vă mulțumesc foarte mult!